Uitați ce spune. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și repetă din nou. Puterea lui, cum ne-a chemat Dumnezeu. V-am mai spus, nu există în Biblie, Dumnezeu ne face... Există chemarea exterioară a Evangheliei care vine prin predicator. Dar chemarea mântuitoare implică mai mult decât o ofertă pe care ți-o face Dumnezeu. Veniți la mine toți și ei trudiți împovărat. Oricine crede are viața veșnică. Este mai mult decât atâta. Este o chemare însoțită de putere. Și evenimentul cu Lazar este deosebit de clar și de limpede în a ne face să înțelegem ce se întâmplă în momentul mântuirii. Domnul folosește imaginea învierii pentru a se referi la mântuire în Ioan capitolul 5. Când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor veni la viață. Prima demonstrație de putere a lui Dumnezeu în viața mea a fost când eu, mort în greșelile și în păcatele mele, rob diavolului și rob păcatului, iubitor de păcat și iubitor al lanțurilor păcatului, am auzit glasul Fiului lui Dumnezeu care a rupt lanțurile din viața mea și m-a adus la viață. Am avut parte de chemarea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate experimenta dumnezeiasca lui putere decât dacă a fost chemat. Dacă a fost chemat în felul acesta. Dacă a fost ridicat din morți. Dacă a avut parte de această chemare extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Auziți, am fost chemați prin slava și puterea Lui. Nu spune că am fost chemați prin vorbe. Printr-o expunere deosebită a Evangheliei, deși asta este fundamentală ca un om să fie mântuit. Am fost chemați prin predicarea Evangheliei, dar am fost chemați prin puterea lui Dumnezeu. Numai puterea lui Dumnezeu poate să genereze viață și mântuire în noi.